Între timp lăsăm purcelușul să se pătrundă și mergem la Adela. Ce face, Ade? Nu lăsați să se pătrundă sau lăsați-l de ascuns undeva. Ba nu, e prea târziu, nu scăpăm bazma curată. Mihaela Bilic este aici. Bine ai venit, Mihaela. Bine v-am găsit, dar să știi că am impresia că ați făcut o conspirație. Mi-ați dat doar mirosul, așa, da, un pic usturoi, un pic rumenit. Și pentru că cineva probabil m-a deconspirat, sunt o mare fană iubitoare de porc, nu m-ați lăsat să mă apropii de bucătărie, știi? Adică era pe canapea, stai pe canapea să te ții. Să știi că e destul de mare, dar te-am lăsat la distanță pentru că nu este gata. Ah, ok. Asta că altfel zic, e riscant, deci purceluș fiind, s-ar putea să nu s-ar putea ajungă. Să nu ne ajungă, sunt de mulți. Categoric, da. Deci fană de porc, da, porc. Vorbesc serios. Categoric. Nu înțeleg de ce trebuie să fac pledoaria asta într-o țară ca România, unde dacă am fi în Germania și în Austria, oamenii aș iubesc purcelul și îl apără, nu există nutriționiști care să spună ceva rău de el. Aici, în România, am devenit un pic cam idealiști, cam prea emancipați în sensul rău. Suntem cu carnea de vită. În alimentația copiilor introducem mai întâi carnea de vită înaintea porcului. Nu știu să existe vreo explicație științifică. I-am întrebat și pe colegii mei pediatri. Nici ei n-au niciun fel de explicație. Dar, însă porcul... Dar știi ce e mai grav? Că repetăm la infinit niște vorbe care n-au bază. Fundament. Și nu ne punem noi problema, apropo de ce ne spune nou organismul, dar de ce, domnule, porcul nu e bun? Pentru că este atât de bun din vârful urechilor, exact cum l-ați făcut voi la cuptor, așa, din vârful urechilor până în vârful cozii, totul se mănâncă din porc și ce nu se mănâncă se face, medicina profită, adică avem insulina care se ia de la porc. Avem colagenul, dragii mei, în cazul în care cineva ia suplimente de colagen, să știți că de la porcușor e cel mai bun și mai eficient colagen și piftia este mai bună decât suplimentele din farmacie, da, apropo de zeamă de oase cu calciu și colagen. Avem retina pentru cei care au probleme, avem valvele cardiace, deci este atât de asemănător cu noi, cam 97% din genetic, din ADN-ul lui este asemănător cu al nostru, că până și... A mânca ca un porc, adică alea rele dăm pe porc, știi? A mănânci ca un porc. Nu, dar trebuie să-ți mărturisesc că viața mea se împarte cumva în trei din punctul ăsta de vedere, trei etape. În copilărie era vorba despre a mânca porc, adică absolut, nu exista, da. Nici bătrânii, nu știu, adică mânca, nimeni, nu exista așa ceva. Da. Apoi a venit perioada emancipării în care nu mâncăm porc, mâncăm așa, iar acum încep să mă întorc și să te ascult și pe tine, să ascult și pe specialiști și să-mi dau seama că e de fapt o carne foarte sănătoasă. Și corpul tău nu spune că face chimie bună cu porcul? Adică nu l-am mai ascultat, l-am și combinat cu diverse și săracul câtă chimie să facă, dar da. Există totuși niște modalități pe care le preferi atunci când gătim carnea de porc? Aș spune... Apropo de comparația între carnea de vită și carnea de porc, vin și cu niște argumente pragmatice din aceasta de gospodină, care gândiți-vă că este mai fragedă, mai gustoasă, mai ieftină decât carnea de vită. Gândiți-vă că porcul poate fi sacrificat la orice vârstă, pentru că la orice vârstă, spre deosebire de pui care aștept să crească până la o anumită vârstă când poate fi sacrificat, e bine, porcul de la porcușorul de lapte până la godacul ăla mare din coteț, el la orice vârstă l-ai sacrificat, se consumă tot, da? Are marele avantaj că se mănâncă cu noi, este omnivor, deci alimentația pe care o primește se va reflecta în calitatea cărnii. Și faptul că nu rumegă, toate rumegătoarele au două stomacuri și atunci prin rumegat se saturează grăsimea. Atunci o să vedem că, iată, grăsimea de la vită, de la oaie, e plină de acizi grași saturați, ăia periculoși pentru colesterol și care ar fi bine să îi mai evităm. În schimb, purcelul are, slăninuța lui are acizi grași mononesaturat, similar cu uleiul de măsline. Deci avem argumente, iată, da? Băleu. Da, și dacă tot ai zis de grăsime, da, și apoi de a-l găti, mai este un lucru interesant, mușchiulețul de porc are cea mai puțină grăsime din tot ce înseamnă varietate de cărnuri, are sub 4%, deci este absolut fabulos. Spre deosebire de pui... plantă, mușchiulețul de porc e aproape plantă, ce să mai... E vegetal. Și în momentul în care îl punem la gătit, că e la grătar, că e la cuptor, grăsimea din orice carne se topește și iese. Asta este un lucru de care trebuie să ținem cont. Tot ce este carne gătită și afumată, paradoxal, este mai săracă în grăsime decât varianta crudă. Deci contează foarte mult ce bucățică am luat noi de la porc și am pus-o pe grătar sau în cuptor, că avem variația asta de la 2-4% grăsime în mușchiuleț până la, bineînțeles, 45% grăsime în pieptul acela foarte gras și împănat. Slănina este și 80% grăsime.
paradoxal, din nou acest paradox pe care îl iubesc, mai puțină grăsime în slănină decât în ulei. Că tot e vremea sărbătorilor, dragele mele gospodine, nu mai puneți la sarmale ulei în oala în care le fierbeți. Avem carnea de porc care deja este tocată, împănată un pic. Puneți acolo borș, zeamă de varză, fierbețile, suc de roșii. Nu mai puneți ulei pentru că uleiul, o lingură, are 10 grame de grăsime, 100% grăsime, pe când grăsimea animală are și apă. Untul are 15% apă, uleiul 0. Mihaela, dar să vii să ne gătești și tu odată. Acum, serios, da. Nu am niște sarmale. De acum aș fi vrut să încep anul într-un alt fel. Iată, o fi o doctor de bine la ProTV, dar în bucătărie încă nu m-ați lăsat. Nu, stai puțin, deci pe mine, așa. Eu sunt... din ianuarie gata, da? E stabilită treaba, okay. Da? Facem promisiuni acum pe final de an. Și numai că vreau să facem promisiuni, dar exact ce vorbeați voi apropo de New Year's Resolution, eu mi-am propus în ianuarie niciodată să nu fiu găsibil apropo de consultații, pentru că este această avalanșă, deci oamenii vor să paseze responsabilitatea cuiva și este acum ori niciodată, trebuie să începem anul cu mersul la nutriționist. Nu. Nu e okay. Și nu vrei în ianuarie? Nu, în ianuarie nu. Mai degrabă aș spune, trebuie să aștept să le treacă frenezia asta, pentru că... E vorba aia ce durează mai mult de 3, adică orice minune ține 3 zile. Asta cu schimbatul alimentației de la 1 ianuarie nu cred, așa că hai să stăm un pic, măcar până la Sfântul Ion, ca să digerăm sarmaua, să se așeze toate. Și că tot am vorbit de digestie, ce părere ai despre piftie? Și de gătit. Deci odată piftia este acel preparat care e fiert. Când vorbim de cuvântul fiert, mai ales când vorbim de fiertul ăsta pendelete, că stă la cuptor sau se fierbe așa pendelete, așa slow cooking-ul ăsta, face bine, face bine la digestie. Aici avem moduri de gătit diferite raportate la bucățelele de carne. Alea care sunt nobile și care conțin multă proteină, cum e mușchiulețul, cum e cotletul, trebuie gătite un pic. De ce? Pentru că proteinele se coagulează prin căldură. Vezi proteina de la ou, dar albușul de ou e proteină pură. În momentul în care l-ai fiert, e tare. E, carnea, cu cât este mai mult ținută, asta care e bogată în proteine și săracă în grăsimi, cu cât o ține mai mult pe foc, se întărește și e greu de digerat. Deci, dragii mei, mușchiulețul, cotletul, cei la grătar, să fie mediu gătit. În momentul în care vorbim de bucățile mai puțin nobile, care au cartilagii multe, care sunt mai tari, da? Alea trebuie să puse la fiert și fierte mult timp, tocmai pentru că abia atunci sunt ușor de digerat. Deci, în funcție de bucățica pe care o gătim, mare grijă la friptura la grătar, nu uscați. Când este uscată, e greu de digerat și pierdem acea savoare care trebuie să fie prezentă. Cantitatea de fier nu se schimbă, la fel rămâne fierul în carne, nu se modifică prin temperatură, însă proteinele prea mult coagulate sunt greu de digerat. Și asta e foarte interesant apropo de cum am fost noi construiți ca oameni. Noi putem digera proteinele crude, deci carnea, dacă este corect păstrată, dacă sunt regulile de igienă respectate, nu porcul, însă carnea de vită, iată, putem să o consumăm și crudă, tocmai pentru că se digeră acela, exact, da? Se digeră ușor. La fel peștele, dacă este proaspăt și păstrat cu atenție, se poate consuma crud. Deci avem această capacitate, iată, suntem carnivori și trebuie să respectăm lucrul ăsta. Iar apropo de piftia de care spuneai, care mie îmi place la nebunie. Și foarte bine că îți place, pentru că are colagenul și calciu care fac bine și la piele și la oase, într-o formă extrem de eficientă pentru organism. Și că e piftie, că e ciorbă, vreau să le laud, pentru că indiferent ce bucățele grase și ce grăsime ar conține, ea se ridică la suprafață, degresăm când s-a răcit și atunci avem un preparat dietetic. Deci avem un preparat dietetic plin de calciu și de colagen, așa cum n-ai de unde să-l... E ca și cum mâncăm o ciorbă, putem spune asta? Și ciorba este la fel de dietetică, afumat, gustul de afumat și toată acea savoare nu are niciun fel de contraindicație pentru siluetă. Usturoiul nici atât. Usturoiul nici atât, da. Ardei iute nici atât. Deci când țineți dietă, dragii mei, nu trebuie să mâncați neapărat fără gust. Trebuie să nu fie foarte multă grăsime și ăsta este avantajul ciorbei, că tot mă întrebați ce să mâncăm între Crăciun și Revelion. Aș zice, hai să mâncăm mai multă ciorbă ca să fie gustul să satisfăcut digestia. Și digestia ajutată și să ne pregătim pentru noaptea de Revelion, când masa trebuie să fie plină. Trebuie să fie plină, nu merge altfel. Mea, asta e semn de îndestulare, știi? Și e obligatoriu să fie așa, nu poți... Eu cred că nu putem să ne adunăm la oaltă, să fim între prieteni, să sărbătorim cu masa goală. Pentru nu, deci că tu mi-ai zis de porc, am înțeles. Stai, că acolo ai avut așa. Piftia, da, bănuiam, da, cârnații, zbun cârnații. Mă, la capitolul cârnații, aici cred că face diferența cantitatea. La fel, înțepații
și puneți la gătit fără să mai adăugați grăsime, mai degrabă un pic de apă, ei se înăbușesc acolo cu capacul pus. E foarte interesant, adică toată lumea știe, grăsimea iese din ei. Din cauza asta, dacă nu vorbim despre șnițel, da, pentru că presupune acea crustă care este cu făină și care absoarbe grăsimea, orice fel de preparat, inclusiv, nu știu să zic, chiftelele, da? Chiar dacă le prăjim în ulei, uleiul nu pătrunde printre fibrele de carne. Deci foarte interesant lucrul ăsta, trebuie să ținem cont de el, pentru că ăsta e marele avantaj al cărnii. Nu vă gândiți că o carne prăjită este mai grasă, nu, din contră, în momentul în care ai prăjit-o în ulei, fiind prăjită, grăsimea iese din ea. Și atunci scuturăm bine, o scurgem bine și avem o bucățică de carne care, spre deosebire de cea crudă, e cu siguranță mai săracă în grăsime. Deci, da, cârnații, îi înțepăm, îi lăsăm să mai piardă o parte din grăsimea care există la interior și neapărat îi combinăm cu ceva, pentru că... Cu murături? Cu murături, cu cartofi. Că... Cu cartofi? Păi, mie mi se pare că merg... Adică... Păi nu de mers, merg. Nu mai merge Adela după aceea, păi, aia e problema. Dar știi că asta e foarte important de știut. Echilibru în farfurie n-are nimic de a face cu silueta. Deci echilibru din punct de vedere nutriție înseamnă să aducem într-un preparat ceea ce îi lipsește. Cârnații au proteine și grăsimi, niciun strop de glucide, de carbohidrați, și atunci ce vine bine lângă ei? O mămăligă, un cartofior, o pâinică, ca să fie treaba bună. Amin! Dar... și da, legumele pot fi sub formă de murături. Îmi place tradiția noastră românească legată de ciorbă, legată de murături. Deci sunt niște gesturi de bun simț pe care, iată, strămoșii noștri le-au descoperit fără să aibă nevoie, da, de medici nutriționiști și de prescripție medicală. Făceau parte din bunul simț care îți vine din instinct, uh-huh, și pe care noi nu prea îl ascultăm. La sarmale, din nou, este o chestiune care stă în mâna gospodinei. În primul rând, ce bucățică de carne alege, pentru că, din nou, în sarmale poți să pui foarte multă grăsime, da? Dar poți să alegi și o bucățică de pulpă care să fie mai puțin împănată. Deci, ce avem acolo? Carne tocată, avem orez, apropo de echilibru, da? Și avem varză murată. Deci, din punctul meu de vedere, dacă nu punem... E un preparat complex. Da. Și în același timp echilibrat, dacă nu punem mâna pe sticla de ulei și nu adăugăm ulei din belșug. Uleiul vegetal n-are ce căuta în povestea asta. Gustul vine din carne și din amestecul ei cu această varză murată care... La capitol, aici nu avem decât sarea care să fie, să zic, un pic mai cu grijă la cantitate, dar altfel gustul acela de fermentat pe care îl aduce varza murată este inconfundabil. Se lasă la fiert, din nou vorbim despre un preparat care este fiert, din punct de vedere digestie. Mâncarea asta românească, a noastră tradițională, care presupune capacul pus pe cratiță, este incredibil că vin nutriționiști apoi și spun două lucruri care ne confirmă tradițiile românești. Odată, de la ciorbă încoace, nu este nimic mai echilibrat din punct de vedere nutriție, lucru care, nu știu de ce, îl uităm, da? Dacă deci mâncăm ciorbă. Dimineața, prânz și seara. Când vrei ceva care să fie mai puțin caloric și să țină burta plină, ciorbă. Da? Asta o știau... Și nu leșini, sigur. Adică... Categoric nu. Și hidratare, și mineralizare, și tot ce și trebuie. Și cred că mai și slăbești, dacă mă întrebi. Da. Cu ciorbă se slăbește, inclusiv dacă vă întrebați ce să faceți după 1 ianuarie. De la 1 ianuarie dați-o pe ciorbă. Dimineața, prânz și seara, și nu mergeți la nutriționist, ci așteptați să-și facă efectul curat de ciorbă. Da? Și al doilea lucru pe care este foarte important să-l respectăm când vine vorba de gătit, este acest gătit înăbușit. E o chestiune care nimic nu e mai sănătos decât gătitul înăbușit. Avem nevoie de incinta asta închisă, în care apurii să păstreze un pic din să nu lasă mâncarea să se usuce. Uh-huh. Deci întotdeauna vedem la concursurile de gătit, la francezi, se spune că dacă o mâncărică n-are un pic de sos, o bucată de carne uscată nu ți aduce nicio laudă. Deci secretul stă în sos, iar noi ca români avem aceste feluri de mâncare care... prin tradiție se fac înăbușit. Avem tocăniță, deci la noi se gătește cu un pic de sosuleț, acolo pui la oaltă și legumele și carnea. Carnea nu trebuie să fie mai multă decât legumele, da? Uh-huh. Apropo de echilibru. Iar porcul, cum se sacrifica el în bătătură de Crăciun, el cam ajungea niște luni bune. Noi acum suntem hotărâți să terminăm porcul până la Sfântul Ion, adică suntem un pic prea...
prea lacomi, dar altfel, din punct de vedere, fel de mâncare, nu e nimic dacă greșit. Dacă să spunem, renunțăm la porc și înlocuim, găsim alternative prin pește și, și curcan, putem spune că sunt alternative mai sănătoase? Nu, cuvântul sănătos nu are ce să caute, pentru că sunt la fel de sănătoase, este o chestiune de, de gust și în același timp de diversitate. Sănătate înseamnă, și am mai spus-o, cred că, la voi de multe ori, sănătate înseamnă diversitate și înseamnă 15 ingrediente diferite în fiecare zi. Așa că ar fi bine să punem porția mai mică și să fie exact ca la, știți, când mergi la un restaurant din ăla sofisticat și îți dă meniu de degustare, trebuie să ai minimum 10 porți, 10 feluri, dacă nu chiar și mai multe, să fie și un pic de porc, să fie și un pic de curcan, să fie și un pic de pește. Papilele noastre se obișnuiesc cu un gust, după 4-5 guri de mâncare nu mai simțim wow-ul acela și atunci trebuie să schimbăm stimulul. În noaptea de Revelion, iată, avem o noapte întreagă înainte în care să le luăm așa treptat, bucățică cu bucățică și să ne bucurăm de toate cât un pic. Asta aș spune că ar fi secretul unui meniu. Să știi că mi-ai dat speranță pe acest sfârșit de an. Eu sunt sigură că data și mi-ai luat și vinovăția de pe cap din urma Crăciunului, că vorba aceea am mâncat porc. Nu, mai zic. Vinovăție în noi. Asta e greșit. Vinovăție în noi. Mă uit la colegii mei, nu simt nicio vinovăție acolo lângă purcelușul de lapte. Dar să știi că băieții de obicei nu sunt vinovați pentru tot ce înseamnă. Dar să știți că v-am adus o alternativă. Iată, am o cărticică care se numește Ingredientele care fac viața mai frumoasă. Eu zic că și mai gustoasă. Nu, e despre mâncare și întotdeauna când vorbim despre mâncare sau când citim, nu ne îngrășăm. Deci când vedeți că pofta e prea mare și că nu vă mai puteți stăpâni, încercați alternativ. Pune-ți mâna la mâncare. Da. Puneți mâna pe carte. Deci cartea să știi că avem întotdeauna... și noi un cadou pentru tine, acest aranjament pe care ți-l oferim cu mare drag. Nu-i deranjezi pe băieți, că înțeleg că sunt acolo lângă... Dar apropo, lângă de aranjament, chiar aș vrea să vă spun că dincolo de mâncarea de pe masă, important este și cine este în jurul mesei și tot ce înseamnă atmosfera, adică decorațiuni, muzică, ținută, care să-ți dea sentiment de sărbătoare. Nu faceți rabat și economie la toate aceste accesorii. Ca să ne distragem atenția de la mâncare. Exact, de la mâncare. Mâncare mai puțină când avem așa un aranjament. Mulțumim frumos, foarte mult și să ai un an nou minunat. Cu drag și vă doresc și vouă să fie un an cu bun și bine. Că sunt aici ca să protejez și ca să apăr toate aceste adevăruri și porcul în special. Dragul de el, da?